găsit la Link News. Sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri de astăzi. CFR Călătorii adaugă vagoane suplimentare pentru mai multe rute în acest weekend cu ocazia sărbătoririi zilei de Sfântă Marie. Gigi Becali vrea să sfințească Calea Victoriei după marșul LGBT de mâine. Din 23 august, cine vrea să-și parcheze mașina în sectorul 4 va plăti. Ludovic Orban este afectat de năzdrăvăniile lui Câțu din tinerețe și se pare că virusul COVID vine de la Est. Rămâneți cu noi la Link News! CFR Călători are în vedere sporirea capacității de transport pe rutele la care se înregistrează cele mai multe solicitări în contextul unui trafic de călători crescut prilejuit de sărbătoarea Sfintei Maria. De asemenea, în perioada 13-15 august 2021, adică de azi până duminică, pentru ca pelerinii să ajungă la slujbele de prăznuire a adormirii Maicii Domnului, trenurile regio și interregio care circulă pe distanța Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Călători și retur, precum și trenurile cu destinația Cluj-Napoca dinspre sau spre Moldova și Banat, vor fi suplimentate cu vagoane pentru preluarea fluxului de călători spre și dinspre Mănăstirea Nicula de lângă Gherla și la 45 de kilometri de Cluj-Napoca. Totodată, trenurile CFR Călători care circulă pe liniile spre Pudna și Cacica vor fi suplimentate cu vagoane și vor avea modificări în orarul de circulație pentru transportul pelerinilor la centrele de pelerinaj. Potrivit sursei citate, în aceeași perioadă vor fi suplimentate cu vagoane și trenurile Soarelui, pentru ca turiștii care ajung pe litoral în acest sfârșit de săptămână să se poată bucura de serbările organizate pentru Ziua Marinei Române. Gigi Becali va organiza o slujbă de sfințire a traseului pe care se va desfășura Marșul Homosexualității din acest an. El spune că nu se poate împiedica desfășurarea marșului pentru că așa e democratic, dar va organiza această slujbă. Slujba de sfințire va fi organizată duminică după Sfânta Liturghie oficiată cu ocazia adormirii Maicii Domnului. Vom sfinți locurile toate prin care trec ei și vom alunga demonii, a spus Gigi Becali. Marșul Homosexualității va avea loc mâine pe Calea Victoriei cu participarea a maxim 500 de persoane. În același context legat de marșul de mâine, o asociație de promovare a homosexualității susține că Societatea de Transport București, STB-ul, ar fi homofobă pentru că a revocat un contract de închiriere pentru un tramvai care ulterior s-a defectat. Asociația suspectează STB de rea voință și homofobie, având în vedere că tramvaiul, care urma să fie folosit pentru evenimentul de mâine, a devenit brusc nefuncțional cu două zile înainte de eveniment. Biblioteca Națională a României se redeschide de luni pentru public, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției. Astfel, cititorii vor avea acces la colecția curentă a Bibliotecii Naționale a României prin sala de lectură Mihai Eminescu, aflată la etajul 1. De asemenea, documentele din colecțiile speciale vor fi citite în continuare în sala de lectură Alexandra Saint-Georges, aflată la etajul 5 al instituției. Aceasta este deschisă publicului de luni până vineri, în intervalul orar 9-17. Publicul are acces în Biblioteca Națională a României în baza cardului de cititor. Dacă nu ai un card de cititor, dar vrei să-ți faci unul, programul birourilor de înscriere pentru emitere sau vizarea cardului de acces este de luni până vineri. Începând cu data de 23 august, cei care doresc să-și parcheze mașina pe unul dintre principalele bulevarde ale sectorului 4 vor trebui să plătească. Este vorba de 2500 de locuri de parcare publică de pe bulevardele din sectorul condus de Daniel Băluță. Locurile de parcare de pe bulevarde vor fi reorganizate și împărțite în două zone tarifare. Acestea vor fi marcate cu galben și cu verde în funcție de cât de aglomerate sunt, precum și de existența mai multor puncte de interes pentru bucureșteni. Așadar, dacă vei parca în zona galbenă, vei plăti 2 lei pe oră. Acestea vor fi amenajate în locurile în care există bănci, farmacii, spitale și sedii ale unor instituții publice. Dacă vei parca în zona verde, vei plăti 1 leu pentru 2 ore și este valabilă în locurile în care fluxul de mașini este unul redus. Aceste parcări se află pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Giurgiului, Alexandru Obregea, Șoseaua Berceni, Tineretului, Iriceanu, Străduinței și Luică.
Primăria sectorului 4 anunță că aceste locuri de parcare existente vor fi marcate corespunzător. De asemenea, șoferii vor plăti de luni până duminică între orele 8 și 18. În afara acestui interval orar, parcarea va rămâne gratuită. Dacă omiți să plătești, angajații Direcției Mobilitate Urbană îți vor bloca roțile mașinii, pe cheltuiala ta. Ludovic Orban a declarat ieri că dezvăluirea apărută în spațiul public despre episodul referitor la condamnarea premierului Florin Câțu în Statele Unite afectează imaginea partidului. Normal că ne afectează, ar trebui să avem ochelari de cal, să ne facem că nu ne afectează. Pe mine mă doare profund. Eu sunt președintele PNL, tot ce am făcut, toată munca mea, toate eforturile mele, toate eforturile echipei PNL au fost pentru a crește PNL, pentru a câștiga alegeri, pentru a aduce partidul la guvernare. Același lucru mi-l doresc și acum. Ca și candidat la președinția PNL, îmi doresc să conduc un PNL puternic, care se bucură de încrederea oamenilor și astfel de episoade afectează încrederea cetățenilor în PNL. Pentru că nu e vorba de un simplu membru, ci este vorba despre premierul care este sprijinit de PNL, a afirmat Ludovic Orban. El a precizat că nu a avut informații despre respectivul episod din trecutul lui Florin Câțu și că acesta ar trebui să facă public informația înainte ca ea să apară în spațiul public, întrucât probabilitatea ca aceasta să ajungă cunoscută era foarte mare. Ziua Marinei Române, ajunsă la cea de-a 119-a ediție, va fi marcată la fel ca anul trecut de pandemia de COVID-19. Ceremonia din portul Constanța va fi ținută fără public, dar va fi transmisă de mass media începând cu ora 9 dimineața. Evenimentul va începe cu trecerea în revistă a gărzii de onoare. La ora 10 va fi ridicat pavilionul la bordul navelor militare românești, pe acordurile imnului național și acompaniat de 21 de salve de tun, ce vor fi trase de militarii batalionului 345 Artilerie Tomis. Următorul moment important al ceremoniei va fi acordarea drapelelor de luptă flotilei 56 fregata contraamiral Horia Măcelariu și direcției hidrografice comandor Alexandru Cătuneanu. De la ora 11, portul va fi survolat de o formație de avioane și elicoptere de luptă. Pe lângă elicopterele IAR Puma și Puma Naval, avioanele MiG-21 și F-16, la spectacolul aviatic vor participa aeronavele britanice Typhoon și un avion de cercetare american P-8. Defilarea navelor armatei române va începe imediat după momentul aeronavelor și va putea fi urmărit de la distanță de publicul din Constanța. Festivitățile se încheie seara, odată cu retragerea marinarilor cu torțe și cu un foc de artificii organizat de Primăria Municipiului Constanța. O prevedere ce este menționată în noua strategie militară a României introduce serviciul militar în termen voluntar. Deci, armata nu devine iar obligatorie, rămâne facultativă, dar se introduce opțiunea de voluntariat pentru militarii ce termină stagiul voluntar, fiind alocate și sume de bani pentru plata unor salarii. Motivul pentru care această nouă prevedere a fost introdusă este foarte simplu. România are din ce în ce mai puțini militari în rezervă. Florin Jipa, de la Monitorul Apărării și Securității, a declarat că în prezent sunt aproximativ 67.000 de rezerviști, în condițiile în care ar trebui să avem 75.000. Serviciul militar obligatoriu a fost scos în anul 2007, acum aproape 15 ani, între timp, Ministerul Apărării încercând mai multe metode pentru ca România să nu intre într-o criză de personal militar. Ieri a fost semnat un angajament public conform căruia se vor lua măsuri specifice pentru protejarea copiilor care fac sport. Acest angajament a fost semnat de președintele Federației Române de Fotbal Răzvan Burleanu, de secretarul Federației Române de Gimnastică Alina Drăgan și de reprezentanții Fundației Terre des Hommes. În ultimele luni, Terre des Hommes, delegația română a celei mai importante organizații elvețiene de protecție a copiilor, a pregătit acest document în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, cu cele două federații și cu specialiști în protecția copilului. Documentul este în același timp un ghid care detaliază o serie de acțiuni de prevenire și răspuns în situații care ar pune în pericol integritatea fizică și emoțională a copiilor. Sunt atinse inclusiv subiecte sensibile, precum presiunea de a performa, contactul fizic sau bullying-ul.
Semnarea angajamentului a fost un pas din proiectul european Mediu Sigur pentru Copii în Sport, coordonat de Fundația Terre des Hommes România și cofinanțat de programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene. Șeful echipei de anchetă de la OMS consideră că răspândirea noului coronavirus din laboratorul de la Wuhan este printre ipotezele probabile, pornind de la scenariu conform căruia un angajat al laboratorului a fost infectat pe teren în timp ce preleva probe. Acolo, virusul ar fi fost transmis direct de la lilieci la oameni, a declarat pentru canalul de televiziune public danez TV2 Peter Embarek, șeful delegației internaționale trimise în China de către OMS pentru a identifica originea COVID-19. Într-un documentar intitulat Misterul virusului, un danez în căutarea adevărului în China, difuzat ieri la Postul danez, cercetătorul a vorbit despre misiunea pe care o conduce la Wuhan și s-a arătat critic la adresa Chinei. Cercetătorul danez a punctat în final că niciun liliac nu trăiește în sălbăticie, în regiunea Wuhan, și că singurele persoane susceptibile să se fie apropiat de lilieci care ar purta virusul care a provocat SARS-CoV-2 sunt angajații ai laboratorului din acest oraș. După retragerea majorității trupelor Alianței Nord-Atlantice din Afganistan, mai repede decât se preconiza, insurgenții talibani au reînceput să ocupe poziții avansate și să cucerească orașe importante. Ieri după amiază, aceștia au ocupat orașul Herat, al treilea ca mărime din Afganistan, punând capăt unei săptămâni de foc pentru autoritățile afgane, care au văzut pierdute 11 dintre cele 34 de capitale de provincii. Se pare că acțiunea talibanilor nu se oprește aici, aceștia urmând să încerce ocuparea celui de-al doilea oraș ca mărime, Kandahar. Serviciile de informații americane au estimat că în mai puțin de 30 de zile talibanii pot izola capitala Kabul, pentru ca pe parcursul a 90 de zile să o poată cuceri și pe aceasta. O împărțire a puterii a fost soluția propusă de autoritățile afgane la negocierile cu mișcarea talibanilor din Qatar, în schimbul încetării conflictelor armate. Președintele afgan Ashraf Ghani a declarat că situația actuală poate fi pusă pe seama retragerii mult prea rapide a trupelor NATO, acuzând totodată Statele Unite că au impulsionat distrugerea Afganistanului prin legitimarea talibanilor odată încheiate negocierile cu aceștia pentru pace anul trecut. Tensiunile din Afganistan au avut un ecou și în spațiul euroatlantic. Statele Unite au anunțat că trimit 3.000 de militari înapoi în Afganistan pentru a asigura evacuarea unei părți din ambasada SUA. Germania, prin Ministerul Externe, a menținut poziția că retragerea atât de rapidă a trupelor SUA din Afganistan nu a fost cea mai bună soluție în condițiile în care toate celelalte națiuni participante nu au avut cum să-și mai păstreze soldații acolo în lipsa americanilor și, de asemenea, a reiterat faptul că în situația în care talibanii preiau forțat puterea, Afganistanul va fi un stat izolat din perspectiva relațiilor internaționale. Franța, Suedia, Finlanda și Olanda au suspendat repatrierea imigranților către Afganistan din moment ce criza de securitate s-a acutizat. Afganistanul rămâne deci unul dintre cele mai fierbinți puncte de pe agenda verii a liderilor mondiali. Sunt de blamat americanii că s-au retras mult prea repede înainte ca autoritățile afgane să poată dezvolta suficiente capabilități pentru a ține sub control mișcarea talibanilor? Se poate reaprinde conflictul din Afganistan odată cu reimplicarea statelor euroatlantice? Sunt întrebări ce în perioada următoare își vor găsi în mod sigur un răspuns. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi. La revedere!